Procurorii din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Alba au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar față de inculpatul Cornel Furdui. Acesta este acuzat de săvârșirea infracțiunii de dare de mită. Inculpatul a fost oprit pentru control pe DJ106M CUT de către un agent de poliție în timp ce conducea un autoturism. În urma controlului s-a constatat că asigurarea obligatorie a autoturismului expirase, ocazie în care agentul de poliție i-a solicitat conducătorului auto să-l însoțească la postul de poliție CUT pentru a lua măsurile legale. Inculpatul i-a oferit și dat agentului de poliție suma de 50 de euro în scopul neîndeplinirii actelor privitoare la îndatoririle de serviciu. Respectiva nu i-a aplicat sancțiunea contravențională a amenzii și a nu-i ridica plăcuța cu numărul de înmatriculare autoturismului. Inculpatului s-a atras atenția că în caz de încălcare cu rea credința obligațiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive. Investigațiile au fost efectuate cu sprijinul ofițerilor de poliție din cadrul Direcției Generale Anticorupție, Serviciul Județean Anticorupție Alba.